Miercuri 6 iulie la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a avut loc întâlnirea cu reprezentanții cluburilor sportive, organizatorii de jocuri și competiții sportive, responsabilii de ordine și siguranță, precum și reprezentanții ai instituțiilor cu responsabilități pe linia prevenirii și combaterii violenței în sport din județul Sălaj. La această întâlnire au răspuns invitației reprezentanții IPJ Sălaș, ISU Sălaș, ai Poliției Locale, reprezentanții firmelor de pază și protecție cu atribuții în domeniu, responsabilii de ordine și siguranță de la cluburile sportive, precum și administratorii stadionului municipal și a sporturilor din municipiul Zalău. În cadrul acestei activități, reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaș au analizat modul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive și măsurile luate pentru siguranța sportivă. Spectatorilor în sezonul competițional 2015-2016 și au atras atenția asupra tratării cu maximă responsabilitatea securității spectatorilor, cu ocazia tuturor categoriilor de evenimente sportive în sezonul competițional 2016-2017. De asemenea, au fost abordate și aspecte cu privire la respectarea de către toți factorii implicați a prevederilor legii numărul 4 din 2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive cu modificările și completările ulterioare, respectarea de către organizatorii competițiilor sportive și responsabilii de ordine și siguranță a obligațiilor ce le revin conform prevederilor legale, obligațiile societăților specializate de protecție și pază care asigură măsuri de ordine și siguranță în incinta arenelor sportive, condițiile de siguranță ce trebuie să le îndeplinească arenele sportive, precum și modalitățile de stabilire a gradului de risc al competițiilor sportive. Această întâlnire a avut ca scop prevenirea și combaterea violenței pe timpul competițiilor și jocurilor sportive, prevenirea săvârșirii faptelor antisociale în arenele sportive, respectarea legislației în vigoare, dar și promovarea și respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești.